Bună seara și bine v-am regăsit la E vremea ta. Urmăriți emisiunea care ne aduce informații la zi despre fenomene meteo, ecologie, evenimente din țară și din lume. Rămâneți alături de noi în următoarele 12 minute. Vom afla ultimele știri de pe glob. Vom vorbi despre butășire în cadrul rubricii de horticultură și ca în fiecare zi de vineri vom vedea cum se anunță vremea săptămâna viitoare. În unele zone din Franța și Germania a avut loc un fenomen meteo rar și periculos. Din cauza ploii înghețate, sute de curse aeriene și feroviare au fost anulate și câteva școli și grădinițe au fost închise. Mai mult, în doar câteva ore s-au produs sute de accidente rutiere. În mai multe departamente din Franța a fost emis cod portocaliu de viscol și vreme rea. Pe plajele din nordul Spaniei, sute de voluntari curăță deșeurile din plastic scăpate în Oceanul Atlantic de pe un cargobot la începutul lunii decembrie. Situația a scăpat de sub control, iar în prezent, flora și fauna de pe coasta Galiciei sunt în pericol. Autoritățile locale sunt depășite de situație. În Galicia, Cantabria, Asturias și Țara Bascilor, nivelul de alertă a fost ridicat la 2, fiind cerut și sprijinul guvernului spaniol. La început de decembrie, un cargobot a pierdut mai multe containere încărcate cu saci de peleți în largul coastei Viana din Portugalia. Tone de plastic au ajuns pe fundul Oceanului Atlantic și, cu fiecare maree, milioane de biluțe inundă plajele din Galicia, ajungând și pe cele din Franța. Sute de voluntari înarmați cu site și mături cer fiecare centimetru de nisip. Însă experții spun că este o misiune imposibilă și se așteaptă ca peleții să ajungă și pe coasta Statelor Unite sau a Canadei. Ne așteaptă un weekend cu vreme rece și ninsori în mare parte din țară. Așadar, la noapte, va ninge mai puțin în regiunile sudice unde va ploua. În Carpații Oriental și Meridional se va depune strat consistent de zăpadă. Meteorologii anunță cantități importante de precipitații la munte, dar și în regiunile sudice, în jur de 15 litri pe metru pătrat. În plus, va fi și vânt, iar pe creste se vor depăși 70 de km pe oră, ceea ce înseamnă că zăpada va fi puternic viscolită. Temperaturile minime vor fi cuprinse între minus 8 și plus 2 grade Celsius. Mâine, vremea va continua să se răcească în toată țara, mai accentuat în sud și în sud-est. Atmosfera va fi mohorâtă și va ninge în regiunile sudice și în cele sud-estice și doar pe alocuri în regiunile centrale. În prima parte a zilei, vântul va fi alert în sud și în sud-est, iar la munte, la rafală, vor fi viteze de până la 55 de km pe oră. Maximele se vor situa între minus 3 și plus 5 grade. În București, în prima parte a acestei nopți, va ploua, apoi lapoviță și ninsoare. Vântul va depăși viteze moderate, iar spre dimineață, în termometre, vom avea 0 grade, cel mult 1 grad Celsius. Așadar, mâine la amiază, vreme de iarnă, va ninge 1 grad, maxim 2, și vântul va deveni, așa cum spuneam, alert. Ei bine, la munte, vremea va fi în continuare rece pentru această dată. Va mai ninge, dar numai pe aici, pe acolo, cu precădere în zona Carpaților Meridional și de Curbură, unde și vântul va sufla un pic mai tare. Vom avea minus 1 grad în Stâna de Vale, iată, minus 6 grade în Sinaia, iar temperaturi mai scăzute vom întâlni în Ceahlău, minus 9 grade Celsius. Ca în fiecare seară de vineri, meteorologul Mihai Huștiu ne spune cum va fi vremea săptămâna viitoare. Bine ai revenit, Mihai! Bun găsit, Cristina! Și săptămâna viitoare va fi caracterizată de alternanțe termice de la o zi la alta. Așadar, săptămâna o încheiem cu o vreme rece, dar tot mai stabilă. Presiunea atmosferică va cunoaște o creștere semnificativă, o presiune atmosferică destul de ridicată. La fel și luni, o vreme stabilă, presiunea urmă să se mențină ridicată și luni. Ca mai apoi vom vedea că dinspre Atlanticul de Nord arii de joasă presiune vor afecta în primă fază nord-vestul Europei și în special Arhipelagul Britanic, unde o nouă furtună se va dezvolta peste Atlantic, denumită de meteorologii englezi furtuna Isha. Aceasta va determina duminică și luni peste Arhipelagul Britanic rafale de peste 100-120 de km pe oră, ploi abundente și chiar ninsori în partea nordică, în Scoția. Ulterior, aceste arii de joasă presiune vor avansa spre continent, spre centrul Europei și vor afecta parțial tangent, așa și partea de nord și centru a țării noastre. După condițiile de stabilitate de la începutul săptămânii, de marți așteptăm primele sisteme frontale care vor aborda partea de vest, nord-vest a țării. De altfel, așteptăm precipitații
slabe cantitativ în prima fază pe vest, pe nord, pe centru, mai ales sub formă de ninsoare, dar undeva spre mijloc de săptămână, miercuri și joi, precipitațiile cu caracter temporar vor continua, dar se vor transforma chiar și în lapoviță și ploaie, sunt condiții pentru formarea poleiului, urmând ca spre final de săptămână precipitațiile să fie mai puține, presiunea atmosferică să înceapă să crească din nou, o vastă arie de presiune atmosferică ridicată se va instala peste centrul, nordul continentului și atunci precipitațiile se vor rări la noi în țară, vor fi mai puține, dar și sub formă de lapoviță și ninsoare. Sub aspect termic, temperaturile se vor menține scăzute la început de săptămână, temperaturi ziua cam între 0 și 8 grade și 7 grade în general, cu valori posibile negative prin zonele cu ceață mai persistentă, prin depresiuni, așadar și la amiază temperaturi de minus 1, minus 2 grade, puțin mai ridicate prin zonele deluroase, urmând ca la mijloc de săptămână temperaturile să crească. Aportul de aer cald dinspre ocean își va face simțită prezența și atunci vom avea și temperaturi de 10-11 grade prin zonele deluroase. La mijloc de săptămână și temperaturile minime cresc, devin pozitive într-o bună parte a țării, urmând ca la final de săptămână din nou să asistăm la un proces de răcire. O masă de aer rece va cuprinde partea centrală estică a continentului și țara noastră și temperaturile să revină din nou în general să fie apropiate de norme. În minutele următoare, Diana Zamfir Vâșcă ne va oferi mai multe amănunte despre butășire. Urmează rubrica de horticultură. De-a lungul perioadei ontogenetice, plantele au dezvoltat diferite abilități de a se înmulți. Ele au luptat să se adapteze în diferite condiții de mediu și au luptat pentru perpetuarea speciei. Astfel, există două mari posibilități de înmulțire, și anume înmulțire pe cale generativă sau prin semințe și înmulțire pe cale vegetativă. Dintre toate înmulțirile vegetative, înmulțirea prin butaș este cea mai des întâlnită. Ce înseamnă înmulțirea prin butaș? Înseamnă că plantele sunt capabile să regenereze o plantă nouă dintr-o porțiune de lăstar, de frunză, de tulpină florală sau de rădăcină. În funcție de tipul organului prelevat de pe planta mamă, există mai multe tipuri de butași. De asemenea, și în funcție de natura țesutului sau de epoca de butășire. De menționat faptul că planta de la care se recoltează acești butași se numește plantă mamă. Ea trebuie să fie într-o deplină stare de sănătate, trebuie să fie specifică speciei, soiului pe care vrem să-l înmulțim și trebuie să fie în vegetație. Fiecare butaj are doi poli morfologici. La polul bazal se va regenera întotdeauna sistemul radicular, iar la polul apical se va reface partea vegetativă aeriană. Substratul de înrădăcinare trebuie să fie curat, liber de agenți patogeni, trebuie să fie poros, aerat, să se dreneze bine și să mențină bine căldura. Sunt întâlnite frecvent substraturi pe bază de nisip, de perlit, de turbă roșie, simple sau în amestec. Un alt substrat potrivit pentru înrădăcinare este chiar apa. Multe plante se înrădăcinează într-un simplu pahar cu apă. Condițiile de mediu optime pentru înrădăcinare sunt legate de principalii factori, temperatură, lumină, umiditate. Dintre acestea, temperatura este foarte importantă. Este nevoie de temperatură ridicată pe parcursul butășirii, atât în atmosferă, cât și la nivelul substratului. În funcție de specie, perioada de înrădăcinare este cuprinsă între 3, 4, maxim 6 săptămâni. Unul dintre simbolurile Madridului, poarta Alcala, a fost recent restaurată, iar paznicii care se vor asigura că monumentul își va păstra aspectul impecabil vor fi un șoim și doi vulturi.
Recentele lucrări de restaurare au dezvăluit că cel mai mare pericol este reprezentat de porumbei. Cuiburile, acumularea de pene și de excremente au cauzat daune majore. Și asta pentru că excrementele conțin acid uric, fosfor, acid oxalic și săruri, adică elemente extrem de agresive care determină coroziunea pietrei. Mai mult, excrementele porumbeilor devin sursă de nutrienți pentru alte organisme nocive, precum bacteriile și ciupercile, dar și un loc ideal pentru creșterea lichenilor, mușchilor și plantelor, toate ducând la deteriorarea monumentului. Direcția Generală pentru Patrimoniul Cultural din Spania a decis că cei mai buni paznici pentru Poarta Alcalá sunt un șoim și doi vulturi dresați special pentru a speria acest tip de porumbei. Șoimul și vulturii vor zbura în momente diferite ale zilei deasupra impresionantului monument. După 6 luni, autoritățile vor evalua situația și vor decide dacă paznicii înaripați și-au făcut treaba cum se cuvine. În mod tradițional, la rubrica No Comment căutăm să vă arătăm lucruri și întâmplări deosebite. Astăzi vă invităm să descoperiți un tărâm de gheață format pe un lac din provincia austriacă Burgenland. Doamnelor și domnilor, emisiunea E Vremea Ta a ajuns la final. Nu uitați că ne puteți urmări și pe Facebook sau pe YouTube. Sunt Cristina Soare și vă las acum să admirați imaginea zilei. O seară liniștită vă doresc!